a fost lipsit de 3 pătrimi din construcțiile sale. Deci această cifră am auzit-o la o conferință științifică și deci eu dau crezare pentru că studiind moștenirea Chișinăului, am observat că foarte multe clădiri sunt modificate. Cu toate că au rămas în picioare, arhitectura lor nu mai este cea istorică, deci au fost refăcute după război. Și luând în considerație deci perioada post-bilică, putem observa două tendințe. Prima tendință este refacerea clădirilor istorice, care au avut loc în Chișinău, mai ales strada Ștefan cel Mare, și a doua tendință este anume implementarea arhitecturii renascentiste. Și acum aș vrea ca să vă arăt aceste imagini, de ce trebuie la început. Deci, într-adevăr, orașul a fost distrus foarte puternic. Aici este macheta refacerii planului nou al Chișinăului, elaborat în atelierul Știuție, și este într-adevăr o copie după proiect, dar propriu-zis nu mai văzut. Aici este a doilea plan al Chișinăului, unde se arată două zone, zona istoric și zona deci, vechea orașului medieval, și se vede că și asta chiar a pornit așa o companie de denigrare a lui Știuțe, precum că Știuțe în ar fi atras atenție la moștenirea istorică, propunea totul să fie distrus și în astea străzi deci, noi cartieri se făceau. De fapt, Știuțe a fost un om de o altă cultură și care prețuia moștenirea istorică. Însă și refacerea acestei clădiri, care au avut loc în 1946-1947, a fost susținută cu consultația lui Știuțe. Multe clădiri din Chișinău, de asemenea, pentru care și gara, a fost realizată cu proiect cu susținerea consultației lui Știuțe. Deci, metoda care este implementată, de fapt, era a realismului socialist. Realismul socialist s-a manifestat în literatură, dar și în pictură și în arhitectură. Deci se susținea următorul lucru, că cultura națională, de fapt, este o mică parte a culturii universale. De aceea noi, prin cultura universală, susținem și cea națională ca o parte componentă. Cum s-a manifestat acest lucru în arhitectură? Deci s-a optat pentru arhitectura renașterii italiene și cu motive din cultura națională. Aceste motive din cultura națională erau ornamente, de fapt. Și ornamentele, cu rare excepții, erau naturaliste. Deci se avea în vedere floarea soarelui, stâlburul de vițe de vie, motivele acestea care nu erau. Dar necătând la aceste, să zicem, neajunsuri, arhitectura din perioada postbelică, începând cu anii 50 aproximativ, când încep să introducă clădiri noi, proiectate special pentru Chișinău. Și după amplasamentul clădirilor, de fapt, noi vedem cum a fost distrus Chișinău. Pentru că noile clădiri apar în locurile acolo unde au fost demolări. Și aici avem mai multe clădiri. Deci, ce construit în această perioadă? Eu credeam că am comentat fiecare clădire, dar el vede cum a mod separat, de voința mea. Vreau să spun de persoanele care au lucrat atunci. Au fost niște personalități remarcabile ale arhitecturii noastre. Este vorba despre profesorul Valentin Vaițărpovski, care a avut studii la București. Ce interesant că în perioada interbelică el a activat într-o manieră a structuralismului, a constructivismului. Și după război, rămânând în Chișinău, a acceptat această direcție a renașterii italiene și deci s-a manifestat ca un arhitect foarte bun, un arhitect talentat. Un alt nume este Valentin Mernic, iată care aici avem imaginea, lucrării lui Valentin Mernic, care a făcut primul studiu la Brno, iar unul la București. De asemenea, a lucrat în acest... Vreau să vă spun care